poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 8 și 35 de minute, dublu sau nimic la Europa FM, în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Răzvan din Iași e cu noi. Bună dimineața! Salut, Răzvan! Bună dimineața! Ce faci, Răzvane? Bine, la servici, tocmai acum am ajuns. Ești singur? Nu, sunt cu colegii de birou, am doi colegi. Salutăm colegii! Salută colegii! Alex și Ionut! Hai mă, lasă-ne că avem treabă. Băi, Răzvan! Nu, ne arde de salută. Și cu ce vă ocupați voi, Răzvan? Lucrăm într-o multinațională, la o firmă cu specialitate pe rețeaua de distribuție a energiei electrice. Aveți, moment, colegi, aveți ceva nelămuriri cu factura, cu, acum am prins în sfârșit și pe cineva din domeniu. Știți să ne mai spui ceva cu kilovatul, oră, pe unde se mai învârte, care e prețul corect? Nu, că noi nu lucrăm pe partea de facturare, noi lucrăm pe partea de GIS, este alt departament, da. Un departament mai tehnic, nu avem treabă cu relații clienți și... Nimeni nu și-a asumat răspunderea. Roagă-i atunci pe colegii a doi să se ducă ei, să aducă pe cineva de la facturare să ne... Că ești un concurs, să stăm puțin de vorbă la urmă. Au mai venit doi colegi. Ia uzi, bine. Sunt de la facturare? Nu, sunt tot de la același departament. Să vină și de la facturare. Ce facturare? Ei sunt mai timizi, care-i treaba? Să vină încoace. Nu, dar sunt mai bogați și vin mai târziu. Răzvane, deci sunteți echipă de 5 acum. Da, da. Ai toate șansele cu atâta sprijin să ajungi departe în concursul de astăzi, care începe de la 300 de euro și sunt întrebări pe măsură, adică nici foarte grele, dar nici simple. Dacă te ajută colegii, mare atenție, da, răspunsul trebuie să fie rostit de tine. Da? Da, da, sigur. Și să nu sigur, stai după sigur. Ei, că ei o să aibă o mică întârziere, nu aud la fel de repede cum auzi tu un telefon și trebuie să te încadrezi în cele 6 secunde, da? Da, sigur. Bine, Răzvan, hai! Mult succes! Mulțumesc! 300 de euro. Răzvan, întrebarea de 300 de euro, prima din concursul de astăzi, este propunerea lui Vlad Petreanu, din București. Ascultătorul nostru, Vlad Petreanu, da. Din București, ne trimite următoarea întrebare. S-a lepădat de haina de entertainer și a venit cu întrebarea asta. Răzvan, ce mare companie de echipament sportiv a fost fondată și condusă de cizmarul german Adolf Adi Dassler? Adidas. Dar de ce ai ezitat așa? Că nu eram sigur. Și acum ești sigur? Parțial. Dar ce ți-a sugerat ție, ce te-a făcut să zici Adidas? Pentru că e tot companie germană. De ce nu ai zis Volkswagen? Ai zis de echipament sportiv. Păi și ce, o fi făcut și niște traininguri. De ce n-ai zis BMW? Pentru că la BMW, știm, poliția rutieră fac și echipiuri. Cici de sport BMW. Nu sunt sport. Sunt elegante. Dar vezi, de-aia tu trebuie să faci Republica Fantastică și o întrebări, că dacă spunea doar companie fără sportivă, era mai greu. Putea să zică BMW. Dacă nu le făceam nici cizmar. Dar dacă spuneai companie fără sportivă, nu-și dădea seama că e germană. Una peste alta, ca să încheiem toată discuția asta. Răzvan, felicitări, ai 300 de euro. Răspunsul e corect. Yes! Adi Dassler, adică ghișciu pe ercă. Asta că se ascultă, da, după e aia. Și, e și o combinație cumva de cuvinte. Dassler cu Adidas și de aici m-am legat. Practic cumva. Practic este. Da. N-ai gândit rău. Bravo. Bine. Răspunsul e corect. Ia zi, Răzvan. Mergem mai departe. Bravo. 600 de euro. Treabă de Puma acum ceva. Ți cu Puma. Puma ce naționalitate e? Lasă-mă că acum dacă ai deschis și cu Nike. Tu voiai să spui întrebare cu Puma? Puneam la un moment dat. Danike? Știi, Răzvan, cine a fondat compania Puma? Cum să nu e? Fiecare zi. Nu. Fratele lui Adidas. Era fratisul. Invidios. Adevărat.
I-am stricat întrebarea. Am uitat cum îl cheamă. Ia vezi, Vlad, cum fratele îl cheamă. Lui... Îl chema Puma cum... Puma Dassler. Gata, Răzvan, ne concentrăm, da? 600 da, de euro. Da, da. Că sunt 600 de euro, e o sumă importantă. Băieții aia mai sunt cu tine... Sigur, sigur, patru sigur. Colegi. Ascultă și într-un da, colț da, da. Acolo la un tranzistor. Fiți atenți. Pentru 600 de euro, ce regat a condus Carol Robert de Anjou? Al Franței. Pe nerăsuflate ai răspuns. Atâta siguranță n-am văzut de mult. Da. Carol Robert de Anjou a fost da, implicat într-o nume. Bătaie și pe aici. Bătărie. Bătaie. Într-o bătaie. Noi, a descălecat din BMW? Cu francezii nu prea ne-am luat. Nu s-a părut că e prea simplu răspunsul așa pentru 600 de euro de Anjou? Nu, nu. Nu, 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 deloc. E bine, Răzvan, ai greșit. Carol Robert de Anjou a fost regele Ungariei. Și al Croației. Regatului Ungariei și al Croației. Și al Croației, mă rog, la vremea respectivă. Era Ungariei. Din casa de Anjou, cu Carol Charles Martel, etc., etc., dar te-a păcălit numele. Exact. Da. În evul mediu se ajungea ca un Hohenzollern să fie în Balcani, rege. Secolul al XIV-lea, dacă nu mă înșel. Da. Da. Răzvan, ai fost simpatic. Asta este. Asta e. Ne pare rău să ne dai și nou un mesaj să ne spui dacă ai vreun sfat cu energie. După ce vorbești la facturare. Ne spun care e prețul corect. Ne auzim mâine plecând de la 400. Numai bine. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.